urmare a unor excavații neautorizate, efectuate acum două săptămâni de locuitorul satului Costești, Vasile Sula, în situ Costești, Gârga, săpături ilegale care au afectat o zonă importantă din situ medieval. Vedem un șanț săpat în lungime de peste 110 metri, o lățime de 1,20 m și o adâncime de până la 80 cm, am intervenit pentru a face o săpătură de salvare în această zonă. Pentru că vedem în acest pământ aruncat din șanț s-au descoperit numeroase fragmente ceramice. În această zonă avem deja semne, indicii că există complexe adâncite. Vase descoperite fie în pământul aruncat, fie deja în secțiune, în șanțul acesta, la o adâncime de 0,80 și 0,90 cm. Iată, de pildă, e o oală, așa, cu ornament incizat pe umăr, o bandă de linii striate, așa, e un vas roșetico, gălbui, să spunem așa, cărămeziu. Avem și alte fragmente, torți de căni, ulcioare, iată aici, fragmente mai mari de la vase de mari dimensiuni, probabil oale sau după dimensiuni, pare a fi un ulcior mare sau chiar o amforă cu două torți. Vas lucrat la roata rapidă, vedem urmele degetelor de la așa olar lăsate, însă sigur avem cioburi și din alte perioade. Câteva fragmente de vase lucrate cu mână s-au găsit chiar în acest carou. Băi, e o piesă, încă n-am luat-o în mână, probabil e mărgică din ceea ce o observ, da? E din pastă sticloasă, da? De culoare verzuie. Haideți să o ridicăm. Da. E mărgică, totuși. Da, e o mărgică frumos ornamentată. Sfera Ioana se prezintă așa, câteva proeminențe în relief. Frumoasă piesă. Frumoasă piesă. E și doi pidare cu umile. Ne aflăm în cuprinsul unui complex arheologic, sezizat acum două zile, și o parte care a fost degajat ieri și continuăm cercetarea lui. A fost surprins, vedem în această casetă, doar o porțiune din complex, căci în peretele estic și nordic, ridicându-pe solul de împlutură, acest complex se extinde. Probabil e mai mult decât o groapă menajerie, cum crezusem la început, posibil să fie chiar o locuință adâncită de tipul bordeiului sau semi-bordeiului. Și vedem aici împlutura acestui complex, constă din foarte multe resturi menajere. Oase de animale, foarte multe și foarte mari, probabil vite mari cornute cu precădere, și foarte multe cioburi ceramice. În partea de sud a complexului au fost scoase foarte multe fragmente care se întregesc. Ulcioare lucrate la roata înceată, așa numită ceramică roșie gălbuie, dar avem și multă ceramică smălțuită lucrată la roata ularului cu turație rapidă, și aici au apărut și câteva fragmente sau chiar, și acum le și scoatem, și anumitele vase feroconice. Se consideră că se păstra mercurul în aceste recipiente. Sunt foarte frumos ornamentate. Un fragment, mai bine spus eu, un vas fragmentar, lipsește o parte. Și aici, alăturat, mai vedem încă un vas de acesta, însă ornamentat diferit de vasul scos anterior. Și din câte observăm, așa, un fragment de la un al treilea vas sferoconic, două sau chiar trei, credeam că poate ar fi partea unui alt vas, dar însă constatăm de fapt că capetele la toate trei sunt, respectiv, sunt trei vase diferite. Și aici avem deja alte materiale
arheologice, e de subliniat. Și nu am spus anterior, dar subliniez că în partea superioară acestui complex, mai ales în partea dinspre peretele sudic, au fost găsite două monede de bronz. Oxidate, se va curăța și se va putea deja determina mai bine din ce perioadă, din ce decenii ale secolului IV datează, însă sunt din secolul XIV, din perioada dominației tătară-mongole, perioada de existență a acestui oraș medieval. Aici avem fragmente ceramice, trebuie să le degajăm și pe ele, dar încetișor, da, întâi fragmentele de oase, de la suprafață și apoi fragmentele ceramice. Vedem aici, așa, și bucăți de cărbune sub oase. Cărbune de lemn. Foarte multe resturi faunistice. În partea cealaltă erau mult mai multe fragmente de vase ceramice, însă e posibil că aceste așa, fragmente de vase să se găsească sub această aglomerație de oase care va trebui degajată, da? Vedeți, fragmente mari, oase mari. Atenție și scoatem și următoarele. Așa, posibil să fie și un fragment de cărămidă aici. După câte văd, e gros. În fine, după ce degajăm umplutura, mai ales în partea superioară, apoi va trebui pe conturul acestui complex să ne adâncim și să degajăm întreg acest complex, apoi să ne extindem cu săpătura, pentru că, evident, se cere a fi cercetat întreg acest complex arheologic.